Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre declararea sediului social și deducerea chiriei. O firmă cu sediul social în provincie dorește închirierea unui apartament în București în vederea întâlnirii periodice cu clienții pentru negocieri. Trebuie deschis un punct de lucru, chiria este deductibilă fiscal, ce alte implicații fiscale mai decurg din acest contract? Dacă se deschide un punct de lucru, trebuie angajată o persoană acolo? Iată soluția oferită de specialiștii portal monografiicontabile.ro. Din punctul de vedere al reglementărilor fiscale aplicabile, considerăm că acest apartament este un sediu secundar al societății dumneavoastră, pentru care aveți obligația declarării la autoritatea fiscală, ținând cont de precizările de la articolul 74 alineatul 3 din Codul de Procedură Fiscală, ce definesc un sediu secundar după cum urmează. În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se înțelege un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea contribuabilului, cum ar fi birou, magazin, atelier, depozit și altele asemenea. Declararea sediilor secundare la autoritatea fiscală se efectuează prin depunerea declarației 060 în termen de 30 de zile de la înființare sau închiriere. Desigur, noi considerăm că aveți obligația să înregistrați și acest sediu la Registrul Comerțului conform precizărilor din reglementările stabilite din legislația societăților comerciale. În ce privește deducerea chiriei, considerăm că și pentru această situație sunt aplicabile reglementările de la articolul 21 alineatul 1 din Codul Fiscal, ce stabilește că sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. Astfel, dumneavoastră puteți decide în mod concret utilizarea apartamentului și puteți stabili natura cheltuielii. Reținem și aspectul că, dacă închirierea se efectuează de la o persoană fizică, se necesită ca acest contract de închiriere să fie înregistrat la autoritatea fiscală ca și formă de deducere a cheltuielii.